aplauze pentru echipele care intră pe teren. Obișnuitul echipament alb-verde, FC Viitorul Onești. Și în echipamentul roșu-albastru, Gaus Bacău. Vă reamintesc că Academia FC Viitorul cuprinde la această oră numai puțin de 200 de sportivi de la cei mai mici, de la 5 ani până la senior. Și de felicitat echipa Under 19 FC Viitorul, care a câștigat matematic campionatul cu 2 etape înainte de final. Parte din componenții acestei echipe i-am văzut evoluând și la echipa senior. Și astăzi, cu succes, hai Viitorul, hai băieții! Partida este arbitrată la centru de brigadă din Galanți, condusă de Sava Adrian, ajutat la cele două linii de Vlase Daniel și Lucian Florian, observator Marian Frigă. Thank you.